prin cerința Mântuitorului Iisus Hristos și odată îndemn la propovăduire fără îndrumarea Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci ne punem noi întrebarea. De ce când nu vrei să vorbești, ești pus să vorbești? Și de ce când vrei să vorbești, ți se spune să nu vorbești? Pentru că lucrul acesta trebuie să plece din ce? Din convingerea lăuntrică. La ora actuală se face o confuzie extraordinar de mare pe o linie de a vedea lucrurile în biserică și în viața creștină din punct de vedere corect. Și îi auzi pe unii oameni spunând: dar ai văzut biserica catolică? Are azile, face filantropie, dă mâncare, face binefaceri. De ce nu face și biserica ortodoxă la fel? Că altfel ar atrage oameni. Până la dat mâncare e bine, ca face milostenie nu e un păcat. Dar dacă eu te atrag la biserică pentru că îți dau mâncare, înseamnă că tu nu ești decât un animal cuvântător care te alimentezi. Și atunci n-am nevoie să mai cheltui bani pentru pictură, pentru altar, pentru strani, pentru slujbă, pentru preot. Fac cantina săracilor, fac azilul săracilor și oricum ei vor veni singuri. Deci nu este nevoie ca tu să fii ortodox doar pentru că primești de mâncare. Tu trebuie să fii ortodox pentru că crezi în Dumnezeu. Și ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Veți fi bătuți, veți fi dați la moarte, veți fi trimiși ca mei în mijlocul lupilor. Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Și veți flămânzi și veți fi batjocoriți și prinși și duși la dregători. Și chiar unii vă vor ucide crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Dar cel ce va răda până la sfârșit, acela se va mântui. Iată ce cere din punct de vedere ortodox biserica. Nu milă, filantropie, ci jertfă. Nu cere să vii sătul la biserică, ci din contra trebuie să vii râvnitor, să vii credincios. Avem un personaj care spune Mântuitorului Iisus Hristos: ce bine ar fi dacă vindeam noi mirul ăsta să dăm săracilor banii care s-ar fi obținut. Că fiind valoros, era foarte scump și e păcat să-l torn pe Dumnezeu de pomană. Și atunci Mântuitorul, în ciuda faptului că era vorba despre el, îi spune lui Iuda așa: pe săracii aveți pururea cu voi. Și ca drept dovadă, deci, și ca drept dovadă că îi avem pururea cu noi, observăm și efectele prezenței lor. Unii nu s-au schimbat în bine niciodată, pentru că le place starea de leneș, de sărăcie. Unii nu s-au schimbat niciodată în bine, pentru că le place starea de comoditate și nepăsare, de ce să muncești la patron și să rup papucii mergând și venind de la servici, când poți să stai undeva într-un colț cu mâna întinsă și oricum faci de mai multe pâini decât muncitor într-o zi la fabrică. E firesc. Pe săracii avem pururea cu noi și constatăm că societatea, în ciuda faptului că e milostivă și creștină, nici nu încearcă să-i reglementeze în sensul ca să aibă și ei un statut amor să nu mai fie săraci, ci din contra, societatea se bucură că are săraci, că pentru că pe seama lor și pe existența lor se pot face diferite speculații financiare. Și în felul acesta constatăm că Evanghelia este interpretată greșit. Și de aceea Mântuitorul s-a adresat apostolilor când i-a trimis la propovăduire. 1. Să nu luați toiac, să nu luați traiste, să nu luați două haine. Nimic să nu luați. În casa în care vă va primi. Opa! Deja apare prima obligație. Când îți bate un apostol în poartă, tu să faci de bine să-l primești în casa ta. Ia ca să schimbă rolul.
ce îți va pune înainte aceea să mănânci. Și iată și reversul. Dar dacă nu vă va primi pe voi în cetatea sau în casa respectivă, să scuturați praful de pe tălpi și să zici casei acestea și praful de pe tălpile noastre să rămână la voi. Pentru că mai greu va fi cetății aceea sau casei aceea în ziua cea mare decât a fost Sodomei și Gomorei. Deci atât de mare este și de blestemată pedeapsa celor ce resping cuvântul lui Dumnezeu. Și asta spuneam de dimineață la câțiva tinerei care întrebau de un cuvânt de folos. Mi se pare foarte firesc în nebunia lumii în care trăim, în demonizarea actuală, ca să folosim un termen. Pentru că în această cavalcadă de lume nebună este și lume bună. Deci noi nu putem spune că oamenii sunt de aruncat. E ușor de făcut sondaj. Ați văzut că și alții și-au mai prins urechea în sondaje. Au constatat că biserica mai are 60% credibilitate, dar sunt foarte preocupați că să fac câte o biserică la 3 ani sau la 3 zile și au constatat că sunt mai mulți decât sondajul. Adică nu le ieșea. Ieșea 60 plus 30%. Nu ieșea 60 minus 10. Și mă întorc de unde am rămas. Spune de nu vă va primi pe voi, pe mine nu m-au primit. Și unde găsim aceasta? În finalul Evangheliei tocmai de astăzi. Și au venit oamenii în ținutul acela și i-a zis lui Iisus, pleacă din ținuturile noastre. Du-te sănătos, lasă, am văzut minunea, știm cine ești, dar nu mai deranja tu liniștea pe aici. Du-te! Și asta vreau să vă spun. Dumnezeu nu se lasă nici poftit, nici chemat, nici rugat. Dumnezeu așteaptă să vadă conduita morală a omului lăuntric. Bună cuvința, smerenia, inima înfrântă și smerită. Iar toate acestea încununate de ce? De dragoste. Poate că v-ați fi așteptat ca astăzi să vorbim despre un demonizat sau doi. Nu demonizații sunt problema. De la Revoluție încoace am văzut urlând pe la raclele Sfinților. Ați văzut cum arată demonizații? Niște oameni dezaxați psihic și mental, care urlă, țipă, trântesc, mușcă, îi leagă, îi duce la socola. Nu asta e esența. Cauza mă interesează. De ce ajungi tu să te părăsească Duhul Sfânt încât să devii un animal fioros și îngrozitor? Dezbrăcat, fugind pe dealuri, ascuns prin morminte, fugind de oameni, mușcând, lovind, făcând rău. Scuturat, trântit pe jos, chinuit. Asta e cauza. Și aici trebuie să ajungem. Ce întâlnim noi azi în societatea așa zisă ultramodernă, ultra-sofisticată, ultra-electronizată, ultra-cibernetizată, ultra-vitezomană, tot ce vrei. Ați văzut în fiecare zi la reclama unei imagini de mass media, arată un telefon care face și cartofi prăjiți. Îți arată și o mașină de tăiat unghiile, și o mașină de scărpinat fițele, și tot ce vreți să inventați. Dar n-au reușit să inventeze o mașină de bun simț. N-au reușit să inventeze o mașină de făcut pravilă. N-au reușit să inventeze o mașină de oprit păcatele. N-au reușit să inventeze o mașină de morală. Și o să ziceți, popa, asta e nebun. Nu. Tehnologia se constată că pe zi ce trece demonizează omul mai mult în loc să-l moralizeze. Deci, în loc să-l moralizeze, îl demonizează. De ce? Pentru că omul nu gândește la o tehnologie care să-i resusciteze mintea spre Dumnezeu. Ci spre ce? Spre poftă, spre lene, spre comoditate. Ce rol are jacuzile? Te scarchine apa în spate, da?
Dar de ce nu s-a inventat o mașină de făcut mătănii, tată, să nu faci reumatism și coxatroze? De ce nu s-a inventat o mașină de citit ceaslovul? Psaltirea? Să vezi cerul, nu stelele. Tronul lui Dumnezeu. S-a inventat mașina de scărpinat, mașina de făcut masaj, mașina de jupit părul de pe om, ți-a pus Dumnezeu prea mult. Tot ce vrei. Deci, uneltele sunt de demonizat. Asta e esența finală. Asta e punctul cheie. Moralitatea vine dinăuntru, nu din afară. Moralitatea nu stă pe teșghea. Dar, în schimb, constați când la teșghea este moralitate sau nu. Dacă un om cumpără o pâine, înseamnă că e moral. Dacă un om ia țigări, înseamnă că e mai puțin moral. Dacă ia și băutură, e și mai puțin moral.